Ok, salut, re, aici Mr. Cafecian, bine v-am găsit la un nou episod din GTA San Andreas Multiplayer. Bă, ce faceți? Acum am iau și o rifla asta să mă duc să fac puțin quest-ul, una alta, mai șmecherie, mai vorbim una alta. Bă, acum m-am întors și eu din vacanța mea în Madadas, Maga, Mada, din Cipru, așa am fost în Cipru. Nu, nu, n-am fost nicăieri. N-am morțit ai. Nu, 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 nu l-a da, nu lua damage. O lua, am luat damage. Cam în ce stadiu ești? E bine, e bă, nu știu. Deci, da, ce se întâmplă, de ce cafea ăsta? Nu mai postează, băi, cam inactiv, mă, bă, nu-mi place. Au, nu-mi place, mă, despre el, mă, că așa mă auzi, mă, bă, s-a apucat de YouTube, a luat helper un alta și zic, gata, bă, nu mai postează el acum, că a luat helper, face abonați, ui, așa îi face, știi? Bem cafeaua, stai așa. O punem unde s-o punem, stai să-mi fac aici puțin de loc pe Teșghea, gata, pe Teșghea. Fac quest-ul ăsta, gen, am făcut quest-ul în fiecare zi, dar n-am apucat să filmez, vă spun imediat de ce. Ideea este că acum cu facultatea asta, cu nebunii, începe sesiunea, gen imediat, și am de făcut un site care nu neapărat complicat, doar că îți ia mult timp, știi, de făcut. Și eu cum sunt cam leneș, nu prea fac chestia asta, probabil voi m-ați văzut pe Samp, scuze, sunt puțin cam am mai țit acum, nu știu ce am. M-ați mai văzut așa pe Samp și mă întrebați, bă, cafea, de ce nu postez? Apoi intram pe Samp, făceam doar raportul de helper și în același timp mă uitam la un serial 2-4 și închideam Samp, mai făceam pe acolo și șmechere, știi, deci chestii de genul ăsta, chestii de săraci, știi cum știți voi că se face. Și acum mi-am găsit un pic de timp liber acum că este duminică, nu prea fac, oricum nu fac de obicei chestii, dar acum chiar nu fac chestii. Și am spus, bă, hai să filmez, mai facem quest-ul, gen mai am încă 4 din ăstea căpriori din ăștia și sau vaci sau ce este. Este aminale, asta este important. Unde este aminalul? Ah, este aici. Hai că o dăm de aici de sus la aminalul ăsta. Ne uităm pe telefon, pe iPhone 7, imediat să vedem ce capre mai avem de luat și cam aia, unde este capra? Uite acolo. Bam! Bam! Oh, din 2... Din a doua lovitură i-am dat-o la capră, nici nu știe de unde am lovit-o. Bun, următoarea capră, după calculele mele, ar trebui să fie cam pe Cilea. Cam pe acolo ar trebui să fie. Oricum o să am și o surpriză pentru voi, probabil deja v-ați prins de schemă, dar eu o să vă spun de surpriză la final. Sau acum spuneți, a, surpriză, gata, cafea sus, pula, ba, pula în video tău, dau la final, gata, re... Știu că faceți așa, așa că mă pot să spun orice. Fiți atenți ce pot să spun. Pot să spun că eu am barbă. Da, nu știu. Bă, mă enervează, bă, când vreau să-mi las barbă, mă, să-mi crească, mă, să fiu așa ca un popă din ăla Aztec. Doar că nu pot, mă, că nu crește peste tot, știi? Gen, nu crește așa ca la un prost din ăsta. Și... vreau să-mi fac așa barbă, să fiu șmecher, știi, să fie... Stai mă, DA 217. Ah, vedeți că a pus acolo 1 și am dat DA să-i șterg, dar băiatul văd că și l-a șters el înainte. Unde este capra? Este sus! Da, da, trebuie să o dau de aici de sus, la capră, fii atent. Stați că vă arăt schema caprei nebunatice, cum se dă la capră de sus, stai așa. Haide. Încerc să-i o dau tot timpul de la 50 de metri măcar, că n-am chef să fugă, știi, și din ăstea, că nu e frumos să fugă caprele de tine. Așa. Ok. Și ultimele două sunt într-un punct destul de ok. Bă, ce am luat la quest mai interesant, așa, într-o zi, am luat, cum se numește, unde este capra? E aici. Am luat din ăsta slot. Acum mai am, o să am două sloturi imediat libere, o să văd ce o să fac cu ele, o să fie mai multe șmechere, ele, v-ați prins de schimbă.
Bun, și asta probabil a fost un motiv de ce n-am mai făcut nici live-uri. Pentru că știți că mai făceam live-uri din când în când. Dar n-am, nu știu, n-am așa o stare de live, știi? Parcă, unde este capra de aici? Să nu spui că-i... Eu, stai... Aoleu, băieții... Unde să o parchez că ăsta... Pai... Hai că la asta încerc să-i o dau... Dar nu pot... O să fugă. Să mor tu! Hai bă! Aha! Aha! I-am dat-o la capră și una trebuie să fie acolo sus. Aici sus trebuie să fie una. Ultima capră. Și să vedem ce ne pică la capră. Să vedem, probabil ne va pica un silver din ăla. Ce spun, bă, că mi-aș pula. Știi, și tot timpul așa, cum se face, unde este. Aha. Mi-a picat o culoare Haydn. Am înțeles. Am făcut costul de 8 ori. Bun. Acum pentru ăștia care credeți că cafea, ce surpriză, ce facem, ce șmecherie, știi? Unde am lăsat-o? Asta e așa. E aici. Bun. După cum bine știți, mi-a picat acest BF400. Eu am crezut că este Y-Fryer din ăla, sau cum se numește acel motor. Mi-a spus să-l iau din dealership dacă îl vreau, dar o să văd. Poate o să-l iau, dar era mai frumos dacă îl primeam pe gratis, gen să nu dau 16k sau cât costă Y-Fryer din ăla. No, 16.953. Așa că vreau să vă dau chestia asta la acest vehicul, la giveaway. Bine, acum nu o să vi-l dau așa ca la săraci, știi? O să fac o schemă. Schema Z se numește, sau schema Y. O să pun o culoare Haydn pe el. Pun 226, că nu știu dacă merge, știi, exact. Deci pun o culoare Haydn pe el. Și următoarea culoare o să, voi o să decideți ce culoare, gen câștigătorul, o să zic, bă, boss, ce culoare vă râd să spun pe BF, știi? Și îmi spuneți, cafea, eu aș vrea să-mi pui culoarea aia pentru că e frumoasă, știi? Și acum asta vedem, car, că am auzit că nu pot, sau nu sunt eu prost, car color 1, 2, 2, 6. Merge. Bun. Deci, merge. Ce trebuie să faceți? Dar de cât timp filmez, să știu, 7 minute, na, oricum 7 minute, voi aveți timp să vă uitați. Bă, asta ce mașină era asta, așa, că ăsta nu era Langsdale Stalker din ăla, nu? Ăsta era, stai așa, vreau să văd, ăsta era Nebula, aha. Îmi spuneți, îmi dați acolo mesaje, gen, trebuie să aveți, să puteți folosi comanda trade, adică level 5 și 15 ore, sau, da, level 5 și 15 ore, să puteți folosi comanda trade. Înscrieți acolo numai numele și înscrieți ceva, de exemplu, nu știu, un mesaj așa, îmi scrie acolo că mă cheamă Antonescu Georgescu Popescu, așa să spunem că aveți numele în SAMP, și îmi scrieți un mesaj, bă, cafea, du-te, dracu, eu am comentat doar ca să-mi dai BF-ul, nici nu știu cine ești, comentez acum după ce ați dau dislike și am subscribe, nu mă interesează, știi? Și ideea este să nu se mai repete ca data trecută, gen să aveți, nu știu, 24 de ore timp să luați mașina. Că pe mine mă găsiți, gen puteți să înscrieți pe un mesaj după ce ați câștigat. Zice, bă, cafea, mă găsești pe SAMP între orele X și Y, știi? De exemplu, spuneți acolo niște ore și vii și îmi dai mașina că puii mei, știi, se mai întâmplă. Spuneți acolo ce culoare vreți să vă bag la culoarea a doua. Și, pac, eu v-am făcut șmecherea, v-am făcut lipiala cu culoarea, niciun fel de problemă, toată lumea e fericită, mai puțin eu că pierd o mașină. Nu contează, sunt fericit, glumesc, mereu sunt fericit. Eu fac giveaway-uri din astea mici cum pot și eu după posibilități, știi, acum nu mă, știi, am zis să nu vă dau așa PNV-ul, să vă dau BF-ul ăsta doar așa stock, fără Haydn-uri, că spuneți, aha, cafea. Du-te, dracu, ai câștigat BF-ul ăla și în loc să-l dai la dealer și pe 0 dolari, îl dai nouă pe 1 dolar. Du-te, dracu, bă, ce facem, ne pizdărim aici?
Așa se face, ne dai nouă ultimile, ne dai resturile tale, știi? Așa că vă dau cu haide și bla. Îs prost. Îs prost mare. Bun, hai că v-am lăsat. Mă duc să fac un thumbnail pentru acest chestie. Și după care mă duc să mai lucrez la site-ul ăla, mai una alta. Știi, chestii de astea ce nu știți voi ce se întâmplă. Adică bine, probabil știți, dar că nici eu nu știu ce fac pe acolo. Ok, bun, haide, v-am lăsat, pa, pa.